Ce prost că știi că ești prost, dar eu te fac prost că știu că ești prost de la motiv. Hai, vino aici lângă mine să, să trag, să trag un cal. Caru să mi mănânci. Ce? Ia-mi de aici. Că... Visam ceva, nu știu dracu visam. Aici am vrut să-ți desenez, să-ți colorez pe tot sârpa negru, dar n-am făcut capul tău. Salut, fraților, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de ăsta, o farsă lui domnul Magnea. Dacă mai vreți farse de genul și vă place această farsă, nu uitați să apăsați butonul de like acolo să faceți și noi că mai multe, nu uitați să dați un subscribe și clopoțel, să vă abonați la acest canal, să dați un share, să-mi puneți la story cu acest video, clip. Nu uitați, fraților, că puteți să vă luați un membru și puteți să-mi dați și mie un follow pe Instagram, aveți linkurile de la membru și de la Instagram în descriere. Cam asta fiind spuse, nu vreau să vă țin prea mult, așa că hai să trecem la video. Frumos ești în dimineața asta. Zic, frumos ești în dimineața asta, arată de soare. Mulțumesc. Zile la băieți, bună dimineața. Hai, nu. Stai mai aici la cafeluță, tu mă, ce să te rezi, Magne. Bă, și eu, cafe, ca săracii, la terasă aici la mine, pe sistem. A rezolvat? Uh-huh. Bă, n-am putut să dorm la seara de câine ăștia, e nebun. Zic, n-am putut să dorm la seara de câine ăștia. Bă, urla asta un cați ai gura ta. Ce? Da, băieți, urlau câinii asară. Câinii! Să vezi cum urlă ăla tu și cum urlă și că e lup să-mi bat picioarele, n-am văzut niciodată. Asta, ulfi? Ulfi, da. Asta e așa, păi, bine. Și ăla altul făcea în partea aia la 6, la 6 dimineața și a dat trezărea. Și făcea... Ia să-i faci și tu, să-i faci așa, să-i faci. M-am dus și am dat asară lui Rocco, una mă durea pe mine pe aia piciorul. Păi mă enervau, nu mai puteam, nu puteam să dorm de el. Mă enerva că nu puteam să dorm și pe aia nu puteam să dorm de el. Păi Rocco lătra, ăla urla că trebuia, vrea să treacă la el. Ești frumos în dimineața asta, 6-9. Că are o rază de soare, ești de frumos. Ce ești, nu, nu, mă filmez. Fac daily vlog, nu știu. Vreți să-l vedeți pe Magnea cât de frumos e ea? Să-ți aprind lumina, ca să întorc camera, să te vezi și tu. S-a dat o lacrimă. S-a dat o lacrimă.
Da. Bă, dar de ce ești tu leneș așa, ești nebun? Hă? Zic, de ce ești tu leneș așa? Bă, dar ce dracu vrei să faci? Bine, mă trezici și vrei să... Ce vrei să faci? Stai că-ți dau asta încet. Nu-ți vine să te ridici din pat? Nu. Știu că e așa. Cum e? Azi noaptea ai dormit, dracu, te-ai dus. Păi da, dacă mi-era sus. Poți să strigi la tine 6ix9ine? Nu. De ce? Hai, o lasă. Hai, o lasă-mi strigi la tine 6ix9ine. Lasă-mă. Nu te dau ce trage sau la ce distanță trage. Ce chat, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog pe zonă. Astăzi e cam lame, așa, dar ai... Pe Denisa? Nu, că acum am trezit. Și tu acum am trezit. De ce râzi? Că nu pot să mă abțin. Bă, prost ești, o să mor eu. Păi așa e râzi, eu știu că e râzi. Da, dar nu știi de ce? Dar nu știi de ce e prost. Dar știu și de ce. De ce, tată, de ce? De ce? De ce sunt eu prostia? Mai mă faceți prost așa, de ce mă faceți? Așa ești în viață. E bu ăsta. Te face prost că știi că e prost, dar eu te fac prost că știu că e prost, dar n-am motiv. Hai, vine aici lângă mine să trag un... Să-mi mănânci. Ce? Ce? Ia de aici. Că... Visam ceva, nu știu ce dracu visam. Și eu simțeam care... Simțeam că ăsta mă face... Adică nu simțeam că mă scrie el, eu simțeam că mă face ceva în vis, că mă ciupe cineva. Bă, dar proastă e asta, mă strică toată vrăgeala, vreau să merg cu tine la magazin așa. Păi da, mă, că eu nu s-a uitat în oglindă, mă, când pleacă de acasă. Mă uitai, definiști tot din ori afară, mă uitai din asta să văd ce-mi făcuși. Și nu s-a nimic. Prost e când scrisești ca fraierul, așa. Că? Dacă făceai decât așa câte puțin, poate nu simțeam. Nu-mi dădeam seama. Păi dar asta nici nu știu. Ah, păi și, dar ce, păi cum și cum nu s-a zis nimica? Nu s-a știut nimic. Era prea lene, cred că tot zic. Că sunt tu, dar tu acum, tu acum văzi că ești desenat pe față. Ești tu acum văzi că ești desenat pe față. Bine, și toată din ora afară, am zis că mă uitai în ăsta. Mă uitai după în cameră. Așa, și de ce nu s-a zis nimica? Să văd ce faci dacă mă lași așa. Păi vreau să știi cât vreau să te las, vreau să te las toată ziua, te iau la magazin, să mergi să-ți iei țigări. Eu oricum nu mă fac, că nu mă spun. Eu când zic că vrei să mă faci pe mine, dar eu mă trezi și că îl simți și că... Ce frumos e, mă, mor! Păi vezi că acolo. Stai să vezi ce... Ia stai să, stai să le arăt așa la bășile de ce-i desene aia. Adică e văzură, dar să mă arătă... Nu-i pula de bulagiu. Dar chiar ce scrie? Aici ai o pulă, scrie 69 și aici s-o găpiză. De capul să... Și tu știi toate desene. Și aici ceva ești până azi. Vreau să-ți fac toată fața, dar nu mă apucai că te întorci pe partea elaltă. Și pizda care? Aia, asta de aici ar trebui asta? Să... Aia, ce aia. Păi cum vrei, bă, să desenezi o pizdă? Bă, te folos să se mișcă. Dar... Mi-ar sta bine cu tatuaje pe față. Păi vezi, poate zic, n-ai, lasă-le așa pe ăștia. Zici că ești leu. Mă bată lumea și până așa ce vrut să te faci. Aici am vrut să-ți desenez, să-ți colorez pe tot sârpa negru, dar n-am făcut. Dă capul tău. Dă, drec. Venim proasta asta să strice vrăjeala. Te să-mi bag proasta, nu? Nu să stai să aduc la Crăciun, de Revelion. Nu se vede. AK-47. Kalashnikov. Dacă nu te mirlesc. Vorbi ăsta care are pulă și pizdă pe față. Care dracu, dacă pulă, că pizdă nu se cunoaște. Păi o șterg să-i băgași mâna în ea. Băgași mâna în ea. Aia băi pula, când am eu bun câinii pe tine, putu-te. Stau drumul la câini pe el. Hai să Emilio Pablo Escobar Gabriel. Așa nici nu se cunoaște că e ce dracu e acolo. Păi da, dar dacă faci așa? Dacă fac așa numai.
Păi dacă tu îți contorsionezi fața aia nebună. Ia să-mi fac eu niște tatuaje, că văd că stă bine. Ia uite, mai tatuez eu. Acum? Nu, mă, las că mă tatuez eu. Vă să-mi mai dați tu aici un like. Nu vreau de aici gura lui să-mi bag de leșinat. Bă, dar am vrut să-i să-l iau așa pe drum, dar n-am pucai. Dislike-uri acolo. Tu dai seama ce leșinat de râs dacă te luam pe drum? Leșinat de râs. Scuză-mă, Magnea, data viitoare ți-o fac mai calul, mea. Treacă, treacă, haide, domnule. Păi să nu mai, să nu mai intra nici pe live-ul lui, că ăsta e de la ei. Poporar. Mă trag la ochiul maru. La punctul G acolo. Cam asta a fost, fraților, cu vlogul pe sistem. Uitați-o, dat un like. Nu dați bă nimic. Ca să facem altă farsă mai șmecheră lui Magna sau lui Faba. Lui Faba oricum e pregătită. Dislike, tot. Dislike. Pa, pa.